Am făcut muzică de mică, vioară, ne-am chinuit reciproc, ia pe mine și eu pe ea, vioara, așa, și la un moment dat s-a pus problema cum continui uh -huh. cu muzica, vroiam să continui cu muzica. Mă bucur când văd că pot să-mi depășesc anumite limite. Eu am pornit foarte limitat în, în, în cariera asta uh -huh. ca și cântăreață. În sensul în care aveam un ambitus foarte mic sau, mă rog, atât puteam să exprim un ambitus foarte mic, adică o întindere vocală mică uh -huh. uh, și a trebuit să cuceresc fiecare notă, fiecare... și acum o mândresc cu cel puțin două octave jumate. <laughs> un hit ar fi uh, Aria tenorului, Ne Aria Nesundorma din Turandot, care-o Știi, cred că toată lumea a fost... Cred că e cel mai accesat și cel mai uh, ascultat uh, moment dintr-o operă. Da? Da. Cum sună? Ce... <laughs> uh, aia cu vincero la sfârșit, toată lumea o știe. <laughs> vincero, vincero, e sigur o știe. Venind la operă, cam toate operele din din țările civilizate, la noi în România de asemenea, evident, uh -huh. avem subtitrare. Deci okay. e în limba română? În limba română, avem subtitrare în limba română, totul clar, frumos, te uiți ca la film, uh -huh. când pe scenă, când la subtitrare, <laughs> deci e totul minunat. <laughs> Distrage <laughs> asta atenția, crezi? Distrage un pic atenția. Okay. Primăria ar putea, să zicem, finanța niște, niște programe în care să fie implicat opera sau niște, niște festivaluri ceva, ceva, ceva care să scoată și Iașul, uh -huh. să fie mă, și să scoată și instituția noastră în evidență. Un festival de operă rock. A, ah, exact. <laughs> Iana, îți mulțumesc că ai venit la Iașul Contemporan, emisiunea în care ne cunoaștem unii pe alții și ne susținem unii pe alții. Bine ai venit! Mulțumesc de invitație, Cozet! Uh, Te-am cunoscut foarte recent și mi-a făcut mare plăcere să te cunosc. Uh, și mie. Tu ești soprană, o meserie... recunosc că nu mai cunosc alte soprane personal. Mm -hmm. Am mai întâlnit, desigur, am făcut cunoștință, dar, dar nu le-am cunoscut în, în viața reală. Cum ai ajuns tu la meseria asta speciale. <laughs> am mai povestit asta și în alte interviuri, dar mă repet cu plăcere, uh, pentru că mi se pare interesant că mie nu-mi plăcea opera uh -huh. când eram copil. Am făcut muzică de mică, vioară, uh, ne-am chinuit reciproc, ea pe mine și eu pe vioara, <laughs> așa, și... Uh, la un moment dat s-a pus problema cum continui uh -huh. cu muzica. Vroiam să continui cu muzica, nu mă vedeam să fac altceva. Asta era în, în clasă da, la sfârșitul clasei 8, -a, când se dădea faimoasa treapta 1. Uh, și uh, cum continui cu muzica, hai să dau la Canto, pentru că pe atunci era relativ ușor să continui cu Canto. Și uh, am asta am făcut am lăsat vioara și am, am intrat la canto după, mă rog, multe peripeții, asta e altă, o poveste lungă și încet, încet a început să-mi placă, a început să-mi placă opera, am început să studiez, să văd că pot, să acumulez și am început să ascult mai mult și uh -huh. treptat am început să mă îndrăgostesc de ceea ce făceam și de, gen, de genul înseș, însuși. Da. Așa. <laughs> da. Și cam așa am ajuns eu la operă. Am făcut trei ani de facultate la Chișinău și pe urmă am luat-o de la capăt la Iași și am terminat la Iași. Uh -huh. Am intrat în paralel, am intrat la corul operei, iar din 2000 sunt solistă. Ok, wow, da. ai deja o carieră am foarte deja, lungă. Da, da. <laughs> ok, și cum care sunt plăcerile carierei tale? Tu de ce te bucuri? A, Ce te bucură? În primul rând mă bucur când văd că pot să-mi depășesc anumite limite. Eu am pornit foarte limitat în, în, în cariera asta uh -huh. ca și cântăreață, în sensul în care aveam un ambitus foarte mic sau, mă rog, atât puteam să exprim un ambitus foarte mic, adică o întindere vocală mică, uh -huh. și a trebuit să cuceresc fiecare notă, fiecare și acum mă mândresc cu cel puțin două octave jumate. Ok. Adică mult. <laughs> și, uh, și cum se face asta? Cum, uh, cum ai reușit? Studiu și tehnică vocală, sigur. Poți să studiez prost sau poți să studiez uh, uh -huh. tehnic, dar asta aici depinde mult de profesor, de deschiderea ta, uh, de a primi informații, de talentul tău de a fura de la alții, să zicem, meseria. Da. Uh, sunt mai mulți factori. Mm -hmm. Pentru că nu toată lumea adică care vrea să facă... Adică nu este să o facă... limită naturală? Vocea se poate antrena atât de mult? e uh, desigur că există niște limite. Da, dar nu sunt așa mici. Dar nu sunt așa mici cât ni se par nouă. Okay. E un lucru de. E lucru, e lucru cu sine, e lucru cu tehnica vocală specială, specifică. Cântatului de operă. <laughs> da. Ok, dar de, dincolo de opera, dacă tot suntem la subiectul voce, să zicem că eu pot să cânt, nu știu, o octavă sau nu știu cât poate să cânt a, pe o persoană a. normală. Eu, dacă mă antrenez, pot să cânt o da. notă mai sus decât da. pot acum? Da, cu siguranță, da? Da, da. Și cum, efectiv, sunt tehnici, exerciții pe care le fac? Da, da, da. Și, bine, sunt multe explicații de specialitate. O anumită respirație. Uh -huh. Uh, un anumit fel de emisie vocală, un anumit fel de a-ți imagina su emisia vocală, sunetul. Da. Uh, e, e destul de complex și cu atât mai greu cu cât uh, instrumentul ăsta, vocea, e, nu e ceva pe care poți să pui mâna. Nu e exterior. ceva, E strict da. vorba de senzațiile proprii uh -huh. Și atunci, uh, fiecare înțelege altfel, fiecare are, simte altfel uh -huh. și de asta cred că e cel mai greu de învățat să cânți. orice alt instrument uh, ai ceva pe care pui mâna Vezi? la pian, okay. ai okay. niște articulații și o, o ai ceva palpabil, la vioară la fel, vocea e strict pe senzațiile tale. Ok, pe corp da, interior exact. corpului uh -huh. și uh, ce-ți place să cânți cel mai mult? Ai roluri preferate? Da, desigur, desigur. Am de zile, am de zile, mi-a plăcut foarte mult cât am avut un repertoriu, mi-a plăcut, m-am simțit foarte provocată, că asta înseamnă pentru mine să-mi plac un rol, să fie și o provocare în același timp. A fost traviata preferata mea. Acum, acum cred că preferata mea ar fi Aida din tot ce cânt acum, la ora asta. Uh -huh. Și într-un an, de câte ori cânti spectacolele astea? E, asta e o mare problemă, pentru că pot să nu le cânt câțiva ani. Da? Aida, de pildă, am făcut o pauză de trei ani, între primul și al doilea spectacol. Uh -huh. uh, ultima dată când l-am cântat a fost anul trecut în noiembrie. Anul ăsta nu știu când o fi, dacă o fi. Am ah, Deci, cumva... Asta e greu e asta, că credeți ceva exact. și e un spațiu. Exact. Lungă deci, e ca și cum mai luau de la capă de fiecare da. dată când, da, da, când da, abordez da, da, din nou rolul respectiv. Și te ne cântând, te, te și deprofesionalizezi, rupând contactul cu scena. Noi cântăreți, ar trebui să avem. Uh -huh. măcar lunar câte un rol provocator așa roluri mici s ar mai găsi uh -huh. mai des, dar un rol mare ar trebui măcar lunar să-l facem și asta e din lipsă de mm. resurse sau lipsă de sunt prea puține spectacole, prea mulți cântăreți sunt prea multe, da, exact, sunt prea prea puține spectacole, mulți cântăreți toți vor să cânte, normal așa ar trebui să fie uh -huh. și asta e ne vine rândul destul de rar Ah, am înțeles. Asta e treaba. <laughs> da. <laughs> ok. Um, Facem ce putem da. în context. Da, da, da. Um, ai putea să cânți și în alte părți, de exemplu? Ce ar, ce ar trebui să întâmple hmm. ca să poți să cânți la alte opere, în alte orașe din România, din străinătate? Da, mă ei, asta. În străinătate e simplu. Acolo hmm. îți trebuie impresar. Ai impresar care să te promoveze, care să te hmm. vândă. Ok. Da, ai, uh, ai spectacole. Nu mai greu. Foarte greu altfel. În România, în general, fiecare instituție de gen își uh, îș, uh, încearcă să-și promoveze proprii soliști. Ok. Uh, și greu de. Ar trebui, eu știu, ori să mergi să salvezi un spectacol, să zicem că sopranele din Timișoara, să spunem, s-au îmbolnăvit -am și uh, am urgentă nevoie pentru ca să nu anulezi spectacolul, au urgentă nevoie. Do ori așa uh -huh. o să ajungi, ori eu știu, tot prin recomandări, prin, mm. pentru că peste tot în țară suntem mulți și. Spectacole nu s atât de multe. Ok. Ma. <laughs> cum, atunci cum dezvoltăm uh, publicul apropo de spectacole nu sunt așa de multe. Bănesc că s-ar face mai multe spectacole dacă poate ar fi un public mai numeros sau care e. Uh, nu neapărat. Dinamica. Nu neapărat publicul, de public nu ducem lipsă. Ok. Uh, cel puțin anumite titluri fac să-l pline permanent. Dar. Uh, Împărțim cumva sala cu teatru, și atunci trebuie să aibă și ei spectacole, trebuie să avem și noi spectacole. Deci, nu aveți și acum spațiu. Nu da avem uh, cât am vrea noi. Da, 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 da. da. Că e în renovare. Uh, filarmonica. Bine, Filarmonica, da, și Filarmonica cu treaba ei, într-adevăr, uh -huh. uh, cu au, dau și spectacole când pot, mai vin și ei la noi să mai dea spectacole uneori. Da. Destul de rar, dar vin. Da, da, da. Deci, uh, sala mare de la noi, la teatru, în general, e ocupată destul de... Ok, deci e de și mulți. o lipsă de infrastructură, adică o lipsă Umva, de spații. Cumva, da. da. Ar fi... Deși, apropo de faimoasa discuție de construirea unui sediu nou pentru Opera Națională, eu nu văd, nu văd un spectacol de operă într-o altă sală care să nu fie măcar trei sferturi ca frumusețe. Comparativ cu, cu, cu sala noastră actuală, uh -huh. sala teatrului. Adică, deci... parte din farme cu spectacolului exact. este sala exact. istorică. Exact, da. Okay. Frumusețea asta de sală e parcă e făcută pentru spectacole de operă. <laughs> este, <că laughs> și sunt convinsă că foarte mulți din cei care vin la operă vin și pentru. Ce presupune să te afli într-o astfel de sală? Da. O anumită ținută, o anumită elită, că nu vine da. chiar oricine la un spectacol da, de operă. Da. da. Uh, da. Ok, și -aș... Vorbind de nu vine oricine la un spectacol de operă și faptul că e uh, un factor cultural mai de nișă, să spun așa. Cum am putea să facem o opera mai accesibilă publicului larg? De exemplu, dacă eu nu ascult o operă. Așa. Dar aș vrea să mă apuc și mi-e greu să ascult cât durează, două ore, trei ore. Da, depinde de spectacol. Oră. Sunt spectacole da. mai scurte, să zicem o oră și un sfert, uh -huh. gen Gianni Kiki sau. Da, mă, sunt spectacole mai scurte, dar sunt și spectacole extrem de lungi. Noi la Iași, la noi cel mai lung ar fi Carmen, ar fi Aida. Cât Iași, durează, Carmen? În jur de trei ore jumate, cam așa, și Aida, cam tot așa. Uh -huh. Uh, dar există spectacole încă mult mai lungi de atât. Cum <laughs> okay. spuneam, spectacolele lui Wagner, care... Da. He -he, poți să stai și câte șase ore la unul din ele. Da. da. Bun, dar să zicem că n-am răbdare, nu cunosc genul, nu pot să ascump, pot să mă introduc în, în, acest gen mai ușor, cu un, nu știu, cu un refren, cu o bucățică, cu un... <laughs> adică se poate lua cu lingurița? <laughs> da, asigur că orice, orice e bine chiar să fii luat cu lingurița de la început, că Așa. încet, încet vine, pofta vine mâncând, cum se spune. <laughs> Și ce, ce ai recomanda unei persoane care nu ascultă operă, care nu cunoaște, în primul rând? Păi aș recomanda hiturile, pe mm -hmm. care deja le mai auzim prin reclame, le mai auzim, le-am mai auzit cântate poate de-a lungul anilor pe la anumite spectacole la televiziune. Păi, și anume, uh, eu dacă mă apuc să caut pe YouTube, ce caut pe YouTube? Ce, ce înseamnă un hit? Un sau... hit, de pildă, un hit ar fi uh, Aria tenorului, faima ariei sunt Nesundorma din Turandot, care-o cred că toată lumea a fost cred că e, cred că e cel mai accesat și cel mai uh, ascultat uh, moment dintr-o operă. Da? Da. Cum sună? Ce? <laughs> uh, aia cu vincerul la sfârșit, toată lumea o știe. <laughs> vincero Vincero e sigur o știe. Ok. <laughs> așa. Da, să o așa. Așa. Uh, ar mai fi, uh, eu știu, habanera din Carmen, pe care iarăși toată lumea o știe, mm -hmm. sau, mă rog, toată lumea, multă lume, e foarte populară, sau Brindisi din Traviata. Ok, și pe ăsta, ăsta Brindisi din Traviata este și ăsta, de, este finalul tuturor concertelor de operă Toată lumea iese la Brindisi la sfârșit. E, ok, da. Și, și astea sunt cumva bucățele de câteva minute pe da, care pot să da, le ascult da, și după da. aceea să-mi extind după aia, da, exact, de la căutărilor. asta să pornești. Ia să văd ce ar mai fi în opera asta uh -huh. în afară de acest brindis, să zicem. Ok. Și poți să ajungi la libret și dacă citești libretul deja, s-ar putea să ai un mare interes pentru că e foarte frumoasă. Traviata vine din, din subiectul Dama cu camelia, lui Alexandru de Mafiu. Uh -huh. uh, foarte frumos, foarte liric, foarte pasional, foarte tragic, dramă, mm -hmm. așa. Uh... Ai putea, deci, vii în contact cu libretul și deja curiozitatea se stârnește? Deci, poate o intrare în lumea operei ar fi prin poveste mai, prin po -clar, mai accesibil, clar, da, adică da, prin să știu poveste, care e povestea sigur. din spate. Da, 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 da. Și acum, venind la operă, cam toate operele din, din țările civilizate, la noi în România, de asemenea, evident, uh -huh. avem subtitrare. Deci, okay. e în limba română. În limba română avem subtitrare în limba română, totul clar, frumos. Te uiți ca la film, uh -huh. când pe scenă, când la subtitrare. Deci e totul <laughs> minunat. Distrage <laughs> asta atenția, cred. distrage un pic atenția okay. și pentru că de pildă în funcție de compozitor, la pucini, ai o, ai o dramă continuă, un text cum, cum să zic, puțin uh, o scris în așa fel încât uh, e mai mult teatru pe muzică. Uh -huh. uh, în schimb, Verdi, ne pildă, sau Mozart, la Mozart cu atât mai mult, la Mozart ai, să zicem, uh, două, trei propoziții care se repetă, pe care o, o, compozitorul face muzică timp de 3-4 minute. Deci ai timp să vezi jocul de scenă și să. Așa, cât ai citit alea două fraze, pa. și okay. da. La Pucini e mai greu pentru că replice sunt atât de teatrale și textul e atât de subtil și atât de. Îl iubesc pe Pucini, e preferatul <laughs> <Okay>. meu. <laughs> da. Uh, încât, da, cumva distrage atenția. Uh -huh. Dar. Uh, Altfel ar fi mult mai greu să să mai o dată, okay. să mai vezi a doua oară, că știi deja povestea, da, și Exact, te uiți la exact. să fii mai atent la da. cine cântă pe scenă. A, așa, așa. Ok. Și cum cum reușești uh, să ai studiat limbi străine pentru că operele sunt în italiană, da, în germană, da, în franceză, da, în da, rusă, nu? Da, în toate limbile da, pământului. Da, da cum reușești să, să pronunți, înveți A, să pronunți respectivele cuvinte, respectivele limbi? În mod normal, bine, cine are o pregătire oarecare în limbi străine sau și un talent, să zicem, uh -huh. eu sunt fericită în direcția asta. Uh -huh. Întotdeauna am avut talent la limbi străine și am și învățat de-a lungul timpului și am avut prilejul să le și exersez limbile respective. Cine are talentul ăsta, ok, cu toate că pronunția încântat diferă puțin față de pronunția în vorbit, în, în vorbit uh -huh. da. Și în, și în franceză valabil și în germană, să zicem, da. Uh, însă cei care, să zicem, nu stăpânesc limbile respective, au nevoie de un co coach. Uh -huh. uh, la noi în de limbă. Da. Să coach înțeleagă. numai de limbă care oh, wow. știe și un pic de canto. Ok. Există așa ceva în vest. La noi na. noi nu avem așa ceva. Coach noi de limbă străină. Cum ne descurcăm? Fiecare, <laughs> Fiecare cu, cu poate. da, cu <laughs> telefonul. <laughs> da. E foarte greu totuși, adică nu numai că trebuie să cânti ești pe scenă, interpretezi un rol, adică este da. partea de voce. Partea da. de actorie, da. pentru că ești în da. costum, da. ești pe da. scenă, ești un personaj. Da. Și apoi partea de limbă străină. Da. Și culmea e că toți, toți vorbitorii nativi ai limbilor respective vor perfecțiuni de la ăștia care nu vorbesc. <gântu> adică, la italien dacă te duci să pronunți așa cam ca în ca românește italiană, da, da, da. O a strâmbăt toți din nas. Păi n-ai pus dopie, n-ai pus aia, n-ai pus accentul, nu știu cum. Am înțeles. <gântu> Rușii la fel, a, să vede că nu ești rus. <gântu> e sigur că se vede, dar na. Da da, na. da, da, da. Și e puțin. Trebuie, trebuie. La nivel înalt, la, dacă vrei să fii un solist important în circuitul internațional nu să ai coach uh -huh. limba, trebuie să te antrenezi pe limba da. respectivă oricât de bine ai ști tu limba respectivă da. cumva în vorbă, în cântat pronunția pronunția e puțin altfel decât ce a vorbit, așa trebuie să-ți spună cineva asta uh -huh. ok, da. okay. <laughs> o meserie foarte dificilă da, este, este um... Publicul tânăr vine la operă sau, în general, vine un public mai în vârstă? Cum, cum stăm? Uh, vin și tineri. Vin și uh -huh. tineri. Parte din cauza educației din familie. Parte adus poate de un profesor de muzică sau de un diriginte care are plăcere a vedea operă. Avem. avem destui tineri, okay. tineri în sală. Nu Destui tineri în sală. Nu, nu e un, uh, un stil pierdut. Da, nu, nu o să moară odată cu ultimii <laughs> uh, pensionari. <laughs> <Nu>. ok. okay. Și <laughs> Apropo de inovație, pentru că opere, multe dintre opere sunt scrise la, nu știu, da, 1800 da, și da. ceva, un gen nu? gen cumva de suet, da, așa. dacă stăm și ne gândim. Da, bun, dar totuși în ultimii ani s-au mai făcut inovații, sunt tot felul de fusion, așa, fusmuni da, da, cu alte da, da, stiluri da, da. și auzisem de opera rock. Da, există opera există rock. Există așa ceva. Da, da, și chiar avem în Iași compozitor de opera rock și Ok, cine? Foarte, foarte frumos compune, minunat. Și ar fi da. fain să facem, să aducem cumva opera asta la. să o punem, să o montăm în scenă, să o cu tot, cu regii, cu costume. Este vorba de Dan Spânu uh -huh. un coleg de-al meu de facultate. Foarte. Opera se cheamă Făt frumos din lacrimă. Bine, este în engleză. Așa. Deci are din start un avantaj pentru că... Prince Charming, da, sau, sau cum Nu, zice. The One Born from a Tear. Ok, da. tradus literalmente așa. Da, okay. exact. Și uh, este foarte... Am, am văzut premiera cu câțiva ani, a fost operă în concert, n -am, n -am, fără scene, fără uh -huh, joc, fără... Ok. Minunat, a fost minunat și chiar, uite, ce fain ar fi să... Păi și ce ne-ar trebui? Să convingă cineva... Da, Cine ia decizii în direcția asta ar trebui să, <laughs> să ia păi cine contact? ia decizii în direcția asta? Păi opere rock la noi nu prea... Nu prea să ar fi o, Ar fi ceva nou, ar fi ceva din Ar nici fi nici o blasfemie? Nu? Ceva? Un tabu? Eu zic că nu. Uh -huh. Atâta vreme cât punem musical în scenă, care musical tot asta e până la urmă. Uh -huh. E un teatru cu, cu ceva, cântece presărate, și care nu se cântă ca la operă. Sau n ar trebui să se cânte ca la operă. Deci, muzică ușoară, practic. Da. De ce să nu punem și o operă rock? <laughs> nu știu. Mai ales că. Mi-ar plăcea. Da, Aș da, merge. Da. Clar, clar, ar fi ceva. Deci, practic, trebuie conducerea operei să decidă în direcția da, asta. Da, presupun că da. Nu știu dacă li s-au făcut vreodată vreo propunere în direcția asta. Eu nu țin minte să fi zis ceva despre asta vreodată. Păi, propunerea ar trebui să vină de la cei care, da nu? Da. Scriu, cei da. care interpretează. Nu există o, nu știu, discuție nu știu între mă colectiv și... și... a conducere, ca să zicem, hai să facem asta, hai să facem asta, ceva mai nou, mai inovativ, mai interesant. Că vorbim de iașul contemporan, da, nu da. vorbim de. Nu știu. Trebuie ceva, cred. Să scriu o scrisoare către opera din ea. Minunat și să... ar fi. Minunat ar fi. Da, da. de ce nu? Sigur. Ok. O să zic că tu mi-ai zis. Poate o să vadă podcastul ăsta. Sau poate. Da, exact. Te uite la podcast. Uite, opera rock. Dar Crezi că ar fi probleme cu publicul? S-ar supăra cineva? Ar nu fi cred, o decizie nu, că ar avea total ar... revoluționară? Sigur că ar fi ceva revoluționar, dar și pentru asta s-ar găsi un public specializat pe, mă rog, uh -huh. un public care să aprecieze asta. Inovația. Uf, nu. Da, da, da. În cred că și cine nu a fost pe la operă până atunci ar veni să vadă da. operă rock. Da, da, da. Înțe sigur de... că ar fi, sigur că ar fi voci care ar spune, a, ce opera e operă, ce facem noi cu rocul aici, dar... Clar că ar fi Totdeauna persoane. sunt persoane Așa. de asta, nu-i ca că putem progresa. Că a... da. opera clasică. <laughs> da. Dar uh, crezi că cei nu care... Se exclui în aperta, absolut, nu se exclud una pe arta, Absolut, absolut. da, mai. da. Nu, adică poți să ai pui în scenă da. ce ai făcut până nu ai, acum da. și alta e aduci ceva nou. Exact, o dată da. pe... Câte spectacole sunt pentru un sezon? Într-un sezon... Nu da. știu, okay. nu le-am niciodată Nu atât de multe cât am vrea Nu spuneam <laughs> mai înainte Ok, plus unul <laughs> Da, nu știu, cred că nu, nu cred că ajungem la 30 de spectacole. Ok. Titluri, să zic, Titluri nu, niciun caz. Spectacole poate, titluri nu. Da, că fiecare se joacă de da, câteva da, ori. Nu? Să zicem, da. Ne gândim. Da. Ok. Și um, apropo de generația tânără, ar fi încântată să. să, să cei care ar cânta-o. Crezi că tinerii ar fi încântați să cânte lucruri noi, deosebite? Cu siguranță, cu siguranță. Avem, avem mulți tineri în, în instituții, cel puțin cor, Tu ai cântat într-o într operă, rock sau ți-ar fi rușine? Nu, rușine <laughs> nu mi-ar fi. Nu știu dacă fac față genului. N-am încercat niciodată. Okay. Dar mi-ar plăcea provocarea. Te Mi-ar plăcea, căreții. da. <laughs> Am fost în mal, nici <laughs> tocmai, tocmai. Da. Păi și cum ar suna o operă rock? Adică ce se întâmplă? Ai practic vocea ai practic pe instrumente, ai instru instrumente adăugate specifice rockului, clar. Adică da. ai instrumente, uh, opera, uh, orchestra clasică plus instrumentele adăugate de percuții și de chitare electrice și de uh -huh. ce uh -huh. mai fi clape și așa. Uh, Plus, există, da, un specific vocal, clar, care acum cred că depinde mult de rol. Da. N-ar fi soprane în opera asta, rock? Care ar putea să cânte rock? Eu știu. La noi, poate că sunt, dar, dar fiindcă nu au avut provocarea asta, și nu, nu știu dacă își dau vreuna seama că pot sau nu să cânte. Ok. Adică, e, pui, ceva și ce nu, nu cred că nu s o gândit cineva până acum să facă. Foarte interesant. O să scriu o scrisoare. Mm. Scrie. <laughs> Crezi că mi se răspunde? Eu cred că da. Ce... Nu, doamna Chichirău, nu se poate. Măcar și asta, tot să fie un răspuns. Dar Din rații... ar fi bine să fie argumentat. Da, 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 nu vă pricepeți la operă. Da, dar reprezint publicul doritor de... Ok, ok, ok. <laughs> da, așa este. Corect. Că nu trebuie să neapărat să te pricepi la operă ca să da. Ca să-ți dai cu părerea. Uh -huh. Zic uh -huh. eu. Da. Există un... Uh, chiar mă gândeam la asta... Apropo de cum să apreciez opera, cum să, prin da. unul simți pe care îl are fiecare. În sensul că bun, nu te pricep când ăla bine sau nu ce cântă el acolo pe scenă. Dar ție îți place, ai un sentiment plăcut când îl asculți, închizi ochii și îți place vocea, joacă bine, exprimă bine ce scrie acolo pe subtitrare, da sau ba. Uh -huh. Ei, și atunci Poți aplica filtrele astea personale. Da. Campă... Da, care, să zicem, nu sunt, nu sunt de specialitate, dar sunt, niște filtre valabile. Da, da, da. Zic eu. Apropo de filtre de specialitate. Um, artiștii fac uh, greșeli? Oh, da. Da. <laughs> cu... oh, da. <laughs> ok, eu nu mi-aș da seama dacă cineva cântă nota. Asta e bine. <laughs> Sigur nu mi-aș <laughs> la <laughs> <unicum>. da seama. Da. Și cum gestionezi asta în timpul unui spectacol? Eu cred că aș <laughs> <le șuna. laughs> De frică, da, de depinde emoții. dacă te ai într-un dacă ești într-un moment de spontaneitate atunci reușești mi s a mai întâmplat să zic alte cuvinte sau să uh -huh. muzica în general da, să poate și muzica uneori să o greșești -o, să zicem că într-o are sunt două momente identice dar unul la un moment dat o ia într-o altă direcție ei te duci direct acolo M -m -m, poți să încurci chestia asta, poți să te încurci și tu, poți să încurci pe toată lumea, mm. okay. e riscant. Ok, ok. Se întâmplă lucruri se din asta. Se întâmplă, se întâmplă. Rar, dar se întâmplă. Uh -huh. Acum... Și aveți antrenament psihologic pentru ce să faci, cum îți revici, se întâmplă, cum... cum? Aici, antrenament specializat, nu, n-avem. Fiecare își face antrenamentele lui, okay. cum duce. Te adaptezi la ceilalți, exact, ceilalți exact. se adaptează la tine da, și cumva, se duce cumva. înainte. Da, da, da. Și uh, publicul care merge la operă e uh, atât de rafinat încât ar nu, putea să. Nu, nu, nu. Puțini nu. sunt cei care okay. chiar uh, știu despre ce-i vorba. Fiecare cu. notă, fiecare cuvânt. Da, comment, da, fiecare... foarte puțini. sunt foarte puțini și de no, obicei fii. din rândul nostru al colegiilor. Colegiul, ai greșit exact. acolo. <laughs> e, nu, ne facem noi reproșuri de astea, da. da. Știm sau am înțeles. <laughs> sau nu. <laughs> da. Ok. Cum, cum crezi că o să evoluezi tu de aici? Adică, cum te vezi în următorii 10-20 de ani? Ce-ți ar plăcea să, să cânți sau să faci? Păi, mi-ar plăcea mult să dezvolt în continuare repertorul pe care l-am început, al studia, acum vreo 4 ani. Uh -huh. uh, am câteva roluri pe care. Aș vrea să le fac, dar cumva mă simt puțin descurajat în privința asta, pentru că fiind atât de puține spectacole, e foarte frustrant să faci un rol, muncești pentru el, îl studiezi, îl pui inimă în el, pui tot ce trebuie și îl faci odată la trei ani. Deci asta e ceva, nu poți, nu-ți imaginezi ce frustrant da. e investiție mare exact, și, și rezultate, da, puțină. Foarte da. puțin, da. Ai puțină satisfacție exact, pentru investiția exact, pe care exact, ai făcut-o. Exact. Uh -huh. Păcat. Da, așa e, așa e. Eu aș spera să se vadă mai multe rezultate, dar vedem dacă. Da. Nu știu, Să vedem chestiunea cu spațiu. Da. Um, în meseria ta ai, uh, ai secrete de artist, adică lucruri pe care le-ai învățat, și pe pielea ta, cumva, care sunt personale, sunt. Uh... Așa cum spuneam mai înainte, uh, fiecare, din punct de vedere tehnic, fiecare înțelege altfel ceea ce produce. Uh -huh. uh, eu nu am ținut niciodată secret ce știu și ce fac și ce acum. Nu știu dacă am reușit să, să exprim întotdeauna ce, ce am reușit să învăț. Uh -huh. Pentru că eu chiar am muncit mult pentru ce pot să fac acum, că am pornit de la aproape zero, cum spuneam, ambitus mic, volum mi se spunea a, tu nu ai să cânți că ce știi liduri, așa muzică de cameră e nu opera nici vorbă. Da, și dar cumva am știut din totdeauna, am știut în mine, am avut încredere, ăsta e uh -huh. cred că singurul loc în care am avut eu încredere în mine. Faptul că pot să fac și știu că pot să fac. Nu deci, cred că era eu mare... zis, da, eu nu sunt un încredere în, ce, în mine, uh -huh. sau mă rog, n-am fost în alte fost. domenii. Da, în orice altceva. Dar în ăsta am avut încredere în mine. Wow! De uh, și unde a venit asta? Cred că ăsta era drumul meu în viață. Aha. Știi? Adică, adică o credință pură. Da, da. Adică cumva viața și tot ce mi s-au întâmplat m-au dus direct aici. Nu oricâte abateri, oricâte piedici. Am avut întotdeauna tot o curs în direcția asta. Uh -huh. În direcția... Eu solistă, eu cântăreață de operă. Wow. Eu pe scenă. <laughs> da. Foarte tare. Da, da. Eu nu pot să spun despre mine același lucru. Ai, la, la, am, am... Cum, cum, ești în viața ta? Profesor, Te simți bine în viața ta? Mă simt bine, da. E, atunci ești pe drumul tău. Ok. Da. <laughs> Așa de simplu. Așa e de simplu. Deși e greu. Cred că confuzia vine din faptul că, deși ai o satisfacție a profesiei, poate, sau activității, e foarte greu. Adică, viața mea de zi cu zi nu e una cu floricele și. Uh, dați îți place ce faci. Îmi place ce fac. Ai adică, e foarte greu. Bănuiesc că și la tine e foarte da, greu. Nu da, Tehnică, e greu adică exercițiile pe care. Nu e o plăcere. Da. Neapărat. Uh, da. Adică, faci lucruri care adică nu ți plac. Adică văd rezultatul și da. asta îmi place mult. Uh -huh. și, da. Da. E diferența între a fi bucuros, relaxat, a te simți bine uh -huh. și a avea satisfacție, nu? A, a da un înțeles vieții. Da, da. Cumva. da. Așa interpretez eu. Pentru mine e, e greu în foarte multe zile, în viață de politică. În noi nu e ușor. Da. Dar <laughs> dacă, da. Are, dacă merită făcut, atunci da. trebuie. să fiecare pas, totuși, ne duce într-o anumită direcție. Dacă. Dacă ne lăsăm ghidați. Mm. Ok. Fără să ne opunem prea multe. <laughs> ok. Eu am și Mă și opun, dar uh, cred că am, am mai uh, avansat în înțelepciune de-a lungul vieții. Am accept... siguranță, toți, toți avansăm în înțelepciune. Ar, sau așa ar fi de dorit. Mm. Pe măsură ce ne învechim, <laughs> să fim un pic mai din ce în ce mai Înțelepți. Da. Ar trebui. Um, apropo de cât ai acumulat, predai undeva, predai nu. cuiva? Nu, nu predai? Nu, uh, nu, am ocazional am avut uh, câte o elevă uh, pentru scurt timp, uh -huh. așa, um, lecții particulare, să zicem, dar nu, de predat într-un cadru instituționalizat, nu. N-am avut așa ocazia. Uh -huh. uh, nu m-a atras subiectul. Foarte mulți ani de zile am considerat că nu sunt eu, n-am stofă de profesoară, <laughs> că nu știu să-mi transmit, să transmit știința. Însă, acum gândesc puțin altfel. Cred că aș putea să, să fac ceva cu ce știu, dar deja e mult mai greu de pătruns în sistem. Pentru că la conservator, de pildă, ca să preda la conservator, trebuie să ai doctorat. Eu, când am avut de doctorat, nu vreau să aud de așa ceva. Okay. Deci, nu, nu mă interesează. Iar la liceu de artă, nu știu, n-am încercat. N-am. Ok. Da, dincolo de spațiile astea formale, să le zicem așa. Poate un program de mentorat. Nu știu, dacă școlile, nu liceo și facultate ar veni la operă să în, cumva, în vizite în, într-un mentorat. Nu? Adică cum, cum merg, de exemplu, sunt liceile tehnologice, merg la fabrică. Și Aha, fac un, da, da, un internship acolo și învață de la cei care lucrează. Adică fără, foarte interesant. Da, 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 fără să fii într-un cadru formal, adică profesor uh -huh. la liceu sau la facultate poți să transmiți experiența da. unora care sunt pe băncile școlii. Interesant, și... da. Nu no. veni nimeni cu astfel de idei așa. Da. E. <răși> foarte frumoase idei, Și idee, atunci, da. ai avea practic tinerii care studiază, da, interacționând cu cei care profesează. Da, 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 și ar putea da. să vadă viața lor. Da, da, da. Să da. aibă un mentor de carieră, să... Da, da. Chiar să schimbe povești, impresii. Chiar ar fi o chestie foarte interesantă. Uite cu elevii de la Canto, de la liceu, să zic că, uite, mi-ar plăcea să merg la tare de la operă, să văd ce, cum studiază, să văd ce așa, să-l întreb despre lucruri, despre... Nu neapărat să fac ori de canto, dacă vor să fie de și așa. Da, da. Dar, da. Pot să fie doar niște întâlniri. Da. Iar noi să fim ea. disponibili. Noi să... Da. da. noi soliști să fim disponibili pentru chestia asta. Ar fi foarte interesant. Da, da. da. Plus întrebări tehnice. Dacă exact. cineva are o problemă, da, întrebare, da, da. poate să te întrebe tu cum cânti, nu știu ce. Da, 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 da. Chiar, adică poate să te întrebe despre carieră, despre da. formare sau da. despre ceva anume. Da, 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 da. Și ar fi valoros să aibă mai multe resurse, practicieni. Da, 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 Pentru că e tot timpul util să interacționezi cu ceva care asta face în viață. Da. Exact. Poate-ți dai seama că exact, da. nu vrei să faci asta sau vrei da. să faci asta. Și să interacționezi, interacționezi eventual cu mai mulți, adică da? iei și de la ăsta ceva. Îl întrebi pe ăla despre aceeași problemă, fiecare uh -huh, cu vișinea uh -huh. lui. Da acum nu există. Nu, nu există mentorate de genul ăsta între nu, nu. învățământ și nu. operă. Nu. O să nu. adaug la scrisoarea mea. o <laughs> <una> idee. <laughs> Pentru că mă uit cât experiență ai. Și ar fi păcat să se piardă, adică da. toată e, tradiția culturală a orașului, a Iașului, se bazează pe generații după generații de artiști din diverse domenii. Da. Și pe mine mă interesează foarte mult să creștem identitatea asta a Iașului, de capitală da. culturală, da. care cumva e istorie și în, în contemporanitate nu suntem cât de sus am putea să fim, da. în opinia mea. Așa e. Și atunci mă gândesc că... Potențial este... Da, potențial este, hai dimens. să vedem ce legături putem să facem, ce investiții putem să facem, ce lucruri simple. Uh -huh, uh -huh. Nu? Că sunt da, lucruri... Da, să valorificăm. Da, da. care uh, nu costă bani da. să faci niște întâlniri, niște programe da, da, de mentorat. sau da. de, 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 de disponibilitate trebuie, așa da. e. Da. Și de... Uh, relaționare între instituții. Asta, uh -huh. asta, asta avem o problem aici, cred. Da, 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 tot e foarte izolat, exact, adică da, fiecare... fiecare cu bula lui, da. Da, păcat. Cum uh... s-ar putea colabora mult. Da, 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 asta cred și eu. Uh... Ați avut colaborări cu diverse instituții? Avem ocazional, avem cu, cu Filarmonica, de pildă, mai vin instrumentiști la orchestră, când la Ida, de pildă, îți trebuie niște extra trompete uh -huh. <laughs> și atunci luăm de la Filarmonică. <clears throat> Sau, da. Tot așa, mai avem almite coruri, când. Alumite, Lucrări la care trebuie cor mai mare decât avem uh -huh. noi, tot așa, chemăm uh, uh -huh, uh -huh. de la Filarmonică sau. Uh, am avut pe vremuri, aveam colaborări cu teatru, în anumite în anumite operete, mai ales, unde uh -huh. erau roluri fără cântat, uh -huh. roluri strict actoricești, uh, venea câte un actor de la teatru să-l facă, foarte interesant era. Uh, da. Cu... Am avut. Există okay. colaborări. Da. Okay. Mai sunt uh, noi soliști, mai cântăm uneori la Filarmonică, soliști în lucrările lor, ca soliști în lucrările lor. Da, în sensul ăsta avem. Uh -huh. uh, cei de la Conservator mai vin uneori și mai fac uh, câte un spectacol cu clasa de operă la noi. Da. Ok. <laughs> Cum crezi că ar putea să ajute autoritatea publică, primăria, mai mult? să intermedieze, întâlniri să, nu știu, ofere susținere financiară mai mare. Nu știu, există vreun ajutor pe care primăria ar putea să-l dea. Primăria ar putea, să zicem, finanța niște niște programe în care să fie implicat opera sau niște niște festivaluri, ceva, ceva, ceva care să scoată și iașul, să uh -huh. fie să scoată și instituția noastră în evidență un festival de operă rock. Ah, exact. La asta mă gândeam. Ce Și pentru că festivalul de operă mai există, dar de operă rock nu știu. Okay. Și cu siguranță în țară nu există. Ar fi foarte fain. Ok. Wow. Ce fain ar fi. Wow. Bun. Adaug la scrisoarea Gândește-te la asta. Bun, dar dincolo de opera rock, un festival de operă s-ar putea face la Iași? Sau sunt Sapt, festivaluri a, în țară? Cum am putea să ridicăm profilul a, operei din Iași? Da. Un festival de operă presupune mulți bani. Mm. Finanțări. Pentru că mă, mă, oamenii implicați într-un spectacol de operă sunt mulți. Foarte mulți. Okay. De ordine nu sutelor. Da. Și atunci ca să aduci și alte instituții, alte opere din altă din altă parte a României uh -huh. sau să aduci vreo una din altă țară, e, deja sau să aduci un solist de nivel internațional, ăla nu vine pe mărunțiș. Trebuie bani serioși. Așa că cumva aici am... Opera Rock ar fi mai ieftină? <laughs> Eu cred că da. Eu cred că da. Și oricum, pentru noutatea okay. noutatea faptului, cred că Cred că s-ar găsi și sponsorizări uh -huh. în afară de primărie, cred că s-ar găsi okay. sponsorizări okay. grele. Okay. Mai, mai grele, să zicem. Uh -huh. Cât de grele. Car ar fi ceva nou și poate da. interesant. Da, da, da. Ar da. veni oameni. Clar, aici ar veni lumea. Ok, foarte. O să mă gândesc la asta. gândește <laughs> cum putem să ridicăm uh, uh, profilul. Uh, unor oameni foarte talentați, pentru că tu ai muncit mult, colegii tăi la fel, nu? Da, Și avem da, o resursă da. care poate fi amplificată, poate da, fi da, da. pusă în valoare, în, în da, noi da, moduri. Da, da. da. Uite, deja mă gândesc la, la niște colegi de-ai mei care cândva au cântat rock, în, la modul destul de profesionist. <laughs> ok. Da, 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 ce fain. Asta da. zic că... Poate sunt niște resurse, asta găsesc în ea și în fiecare domeniu, resurse valoroase, care nu sunt puse în valoare pe cât ar trebui. Și resursa asta acolo. Efectiv, cum zici, antrenezi pentru un spectacol și îl cânti odată la trei ani. Da, da, ce prost. Da, exact. Sau ai acești artiști talentați și nu sunt suficient de puși în valoare, de idei Avem atâția o... Atâtea, atâtea, lucruri valoroase aici, pe loc, la noi. Nu, nu, nu am, am avea să și exportăm. Da. Da. Dar și exportăm. Da, cumva, Că nu plecă. știu dacă nu mă și mentalitatea asta. Ci la noi acasă, e la noi acasă. Deci, uh -huh. din start, e banal. Da. Trebuie ceva de nu știu unde. Nu, nu e așa, ia vezi ce ai în curte întâi. Da, da, da. Nu, eu, avem -ar foarte putea multe, să multe ai surprize. în Da, exact, avem da. foarte multe lucruri în curtea noastră. Eu cu asta mă ocup acum. <laughs> ce bine! Merg, merg prin curtea Iașului <laughs> să văd ce avem <laughs> <laughs> și, da. și adun, adun, fac o listă și zic, ia uite ce avem noi aici. În toate domeniile da, avem da. extrem de multe resurse care dacă se adună, cred că fac un oraș da, uh, da, da, mult da. mai... Uh, prietenos, noș, vibrant și da. prietenos, da, exact da. și o comunitate mai strânsă. Da, da. Și apropo de asta, cum cum percepi tu Iașul? Adică e ușor pentru tine să locuiești în Iași, te ajută că e un oraș mai liniștit, că unii artiști, de exemplu, mi-au spus că uh, le place să locuiească în Iași pentru că se pot concentra pe arta lor. Pentru tine cum e? E mai degrabă un avantaj hmm. sau un dezavantaj? Uh pentru un cântăresc de operă uh, și exprim aici uh, opinia și a generațiilor din spatele meu, <coughs> pentru un cântăresc de operă un nu e chiar uh, nu e chiar un, uh, un avantaj. Mm -hmm. uh, pentru că um, Totdeauna au fost un pic marginalizată zona asta. OK Doar Asta, asta, la toate nivelurile, e marginalizată, știm de altfel. Dar și în privința operei, ea și-a fost un pic marginalizată. Acum, în ultimii 10 ani, am ieșit mai mult în față, e adevărat. Suntem mult mai vizibili și mai prețuiți la nivel național. Uh, <coughs> Dar, tot, încă nu suntem acolo sus, tot. Uh, să zicem, un, o să fie preferat un bucureștean, un ieșean. Sau un clujean, un ieșean. Uh -huh. De ce asta? N-aș putea să-ți spun. Nu știu. Așa... Așa Rep... am prins eu de când am intrat în operă. Toată lumea care putea să plece de aici, a plecat. Uh -huh. și e -a reputația dus. instituțiilor ăla la uh, oraș Reputația, deschiderea e mai mare. Deschiderea întotdeauna... La în Cluj, în Timișoara București a fost mai mare către vest și visul oricărui cântăreț de opere clar este să cânte la scala, scala. poftim <laughs> mă rog, un fel de a spune da. deci în vest uh -huh. și de la Iași nu prea trebuie să pleci ca să ajungi să întâlnești un impresar care să te promoveze mai degrabă îl întâlnești la Cluj mai degrabă îl întâlnești la Timișoara și mă mai degrabă îl întâlnești la București, uh -huh. nici la Iași. Ok, îmi pun pe listă asta. <laughs> da. Trebuie aduși. Mă, dacă da. ei nu vin singuri, cineva trebuie să-i aducă. Da. Să f da, cred că ar nu? fi o chestie interesantă. Un efort da. de diplomație. Da, exact. Din un partea... Da, a... da, da. Un da. PR, un ceva. Da, da, da. Păi avem o opera aici, de ce să nu o ridicăm? Da, deci asta ar fi un efort simt. necesar. Da, pentru că Ups. să te duci ca și cântăresc de operă, să te duci să dai audiții în vest la impresari, așa. costă mulți bani, mulți uh -huh. bani. Și nu își permite oricine să facă asta. Trebuie să ai sponsorizări sau trebuie să vii într-o familie bogată. Uh -huh. ori Așa s-au pierdut foarte multe talente de-a lungul, uh -huh. Uh -huh. foarte mulți care au stat în pătrățica lor și n-au reușit să facă și poate ar putea să facă mm -hmm. lucruri mult mai importante. Nu Am înțeles. Asta e. Ok. <laughs> da. um, păi am deja câteva idei din discuția asta. Despre <laughs> ce, bine. ce se poate face uh, în Iași ca să ridicăm uh, opera, să să amplificăm talentul din ea. Da. O să-mi pun pe listă. Ne apropiem de final. Dacă vrei tu să mă întrebi pe mine ceva, ai o curiozitate sau... Păi de asta te-am întrebat atunci, cum ești tu în viața ta? Aha, chiar aveam o curiozitate. Să reiau întrebarea asta, cum sunt eu în viața mea? Reiau-o, ia să vedem. Și îmi spui doua Cum sunt eu în viața mea? Sunt bine. Um, îmi place politica. Îmi place politica ca reprezentare. Adică, faptul că pot să ascult niște oameni și să găsesc soluții. Asta pe mine, probabil inginerii. Poate și ingineria era un job pentru mine. Uh, văd ceva, întreb ceva și încerc să-mi imaginez cum s-ar putea face. Nu? Aha. De exemplu, uh, nu, nu vin impresari la Iași. Asta poate fi o, o problemă sau o lipsă. Mă gândesc, ok, da. oarecum s-ar putea să facem să aducem impresari la Iași. No. <laughs> și, at și atunci, cu oricine vorbesc, din orice meserie, am uh, mentalitatea asta de uh, cu ce pot să-l ajut pe omul ăsta, ce se poate face. Și atunci asta, asta e jobul unui politician, practic, să-i să reprezinte pe oameni, să-i asculte, să-i înțeleagă, Aha. și apoi să se ducă să le rezolve problemele. Să vorbească, nu știu, cu ambasadori, cu companii mari sau mici, da, da, să da. vorbească cu antreprenorii, să vadă cum poate pune împreună resursele pe care le are. Treaba unui politician nu este să facă avere personală să să reprezinte grupuri de interese. Da? Da. Este să îi reprezinte pe toată da. lumea da. și să formeze comunități. Asta pentru mine e foarte important și îmi dă o satisfacție uriașă când văd că lucrurile se încheagă. Aha, aha. Sunt oameni dintr-un domeniu, din alt domeniu, din alt domeniu și împreună facem un oraș și o țară. Deci, din moment ce vezi că lucrurile se încheagă, da. înseamnă că ești bine în viața da, ta. Da, exact, îți place exact, ce faci, da. și te simți bine în ce faci, deci ești pe drumul tău. Da, Bun. construcție, cumva. A închega, bine, cumva, da. a construi, a pune la o da, a, a, a. Să lași ceva mai bine decât l-ai găsit. Da, 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 da. Ai asta venit într-o da. situație și o un... îmbunătățești. Da, 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 și după da. aia îți vezi de alte lucruri. Dar pe bine. mine asta mă motivează, așa că... Și văd că în ea și încep să se întâmple lucruri și eu... <coughs> Personal muncesc la asta, la a pune oameni în contact, la a căuta oameni a face cunoștință cu da, cine da, foarte important, este da. pe aici și doar să ascult. Cred că asculta oamenii în sine este o... E un talent, cred. Ok. Eu zic. E, e o, o, un lucru valoros pe care poți să-l oferi. Da, 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 da. Unii oameni vin chiar la biroul meu și spun... Încep așa. Doamne, știu că nu mă puteți ajuta. <laughs> dar. Și încep să vorbească. <laughs> dar vreau să mă ascultați. Ca la psiholog. Da, așa. exact. Cred că cumva oamenii. Nu, dar unii au nevoie de, nu știu, capital pentru afacerea lor. Evident că n-am cum să-i ajut. Da. Sau poate, pot, poate am o idee sau m auzit de un program de finanțare de care ei n-au auzit, da, să da. zicem. Dar, în general. Chiar sunt lucruri cu care eu nu pot să-i ajut și da. știu asta și încep cu asta. Aha. <laughs> și totuși vor să spună cuiva, vor da, să spună da. cuiva că au o nevoie și că nu știu cum să se descurce. da Și e important să vadă că ești empatic și că, da. Da. cred că asta lipsește da, da, da. general celor în funcții. Da, Empatia. empatia. Da, e, e dificil, recunosc că la început mă frustra chestia asta. Dacă știi că nu poți să te ajut, de ce mă chinui? Că mă chinuie pe mine să fiu într-o situație în care nu poți să te ajut. Da, da, exact. Da. Dar după aia mi-am dat seama că dacă totuși omul vrea să-l ascult și asta vrea, de ce să mă simt da, rău da, că da. nu pot să-l ajut? Mă, să mă simt bine că am putut să-l ascult. Da, exact, exact. Și cumva cred că asta ne-aș putem construi, să ne ascultăm unii pe alții și să ne amplificăm unii pe alții. Da, foarte important. Asta e. A fi frumos. Filozofia iașului contemporan. Frumos. Da. Bine, Diana, mulțumesc că ai venit. Mulțumesc și eu mult. Și mă bucur că ești parte din iașul zilelor noastre. Și hai să vedem cum evoluăm lucrurile. Mi-am pus în carnețel opera rock și vedem dacă se întâmplă. Ura! Să vedem. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.